Acum un an, Sergiu Cernoveac din satul Pepeni, raionul Sângerei, a adus din Spania puieți din specia Paulownia, care au fost plantați pe un hectar. Rădăcina de Paulownia, a 112, clona în 112 in vitro, ajunge la adâncime de 9 metri, până la 9 metri. O adâncime, e un pivot, e o rădăcină pivotantă, care sunt gric să duce după apă. Este foarte bun pentru alunecările de teren care le avem noi în Republica Moldova. Copacii s-au dovedit a fi rezistenți la temperaturi scăzute și secetă, iar în acest an tânărul a hotărât să extindă plantația de la Paulownia cu 6 hectare. Fiind în studiile în străinătate, am avut colegi care erau implicați în energie renovabile. El se folosește la biomasă, la cherestea. Pentru biomasă spun mai mulți în cap hectar. Stai la doile ani, deja avem o rentabilitate undeva de 50 de tone de biomasă pe an. Pentru cherestea, 200 de cuburi. Tatăl tânărului este convins că va reuși să obțină o sursă de energie mai ieftină. Am frapat lucrul ăsta, fiindcă, da, într-o an de zile să ajung 1,80 m, 2 metri acolo și m-am gândit că e bun lucru, biomasă, să avem și noi căldura noastră. Plantația lui Sergiu a devenit o adevărată atracție pentru locuitorii din Pepeni. Nu cred că e răsărit deodată. Acum toți vor să obții energie sau să fac foc mai ușor. Pe un hectar sunt plantați câte 620 de copaci care sunt tăiați după 5 ani. Acum un an, Sergiu Cernoveac din satul Pepeni, raionul Sângerei, a adus din Spania puieți din specia Paulownia, care au fost plantați pe un hectar. Rădăcina de Paulownia, a 112, clona în 112 in vitro, ajunge la adâncime de 9 metri, până la 9 metri. O adâncime, e un pivot, e o rădăcină pivotantă, care sunt gric să duce după apă. Este foarte bun pentru 200 de cuburi. Tatăl tânărului este convins că va reuși să obțină o sursă de energie mai ieftină. Am frapat lucrul ăsta, fiindcă, da, într-o an de zile să ajung 1,80 m, 2 metri acolo și alunecările de teren care le avem noi în Republica Moldova. Copacii s-au dovedit a fi rezistenți la temperaturi scăzute și secetă, iar în acest an tânărul a hotărât să extindă plantația de la Paulownia cu 6 hectare. Fiind în studiile în străinătate, am avut colegi care erau implicați în energie renovabile. El se folosește la biomasă, la cherestea. Pentru biomasă spun mai mulți în cap hectar. Stai la doile ani, deja avem o rentabilitate undeva de 50 de tone de biomasă pe an. Pentru cherestea,